Salutare tuturor, numele meu este Denis și astăzi vom merge până la bunica mea, dar de data asta vom merge cu Coco. Coco e Denis, Cocoloji, dar de la Cocoloji îl prescurtăm Coco. Și acum mergem să ne întâlnim cu el. Și da, am văzut în comentarii că unii dintre voi mi-a scris să fac live-uri, dar nu mă lasă să fac live-uri pentru că sunt o de eroare că nu știu ce, că nu ești conectat la internet, dar internetul are, că nu știu ce, trebuie să dau la setări, să șterg setările și ce să de ce scrie. Aici mare baga mult la live. Mare baga. Bum, bagă mântule. Unde-i mă ăsta? Mă mare bagabonte mă ăsta. Bă, Coco. Mă bagabonte. Mă bagabon mă. Glumesc mă, Coco. Coco, glumesc. Vin doi câini. Aha. Uitați-i acolo. Cred că se văd. Cred că se văd, dacă nu, asta este. Dacă vă nu jos spre mine. Nu am făcut pauze. Da, și aici e și Coco. Ia la-i. Uitați-l aici. Și el cu teleboardul. Și-l lua să o aprovizionat. Deja cu zubă, cu cubeti. Și un suc ăla. Bă, nu trece prin chestia aia albă. Uitați mi s-a făcut rota. Rota de că... Am văzut numai asta din spate că e făcută în chestia. Hopa. Mai încet, mă! Păi tu, da, mă rog. Am învățat să mă duc în picioare pe banca asta. Să trec de bordura aia, de fapt, să nu deschid. Hai, știi! Ei! Există trotuar, copțile. Mama... Ce? Ce duce, bă, tu vezi de treabă, bă, copile? Dar stai că, de fapt, tot în picioare. Știi, serioane? Numai că m-am panicat, că nu s-o obișnuiești. Uitați că mi se duce ăla la vale. Și o să pe jos. Am o mie. Ce m-am lovit. Ai de cap. Ai cap. Bă, am tras o alunecătură. Na, pa, mama. Cu întârziere, săruna cu întârziere. Ajut. Păi știu. Crezi? Da. Ia spune. Pune mereu la bunica să-și mă tine câinele lui. Da, da. Nu teme și dacă-i... Cred că l-o dezlega bunica, mi-a dat pe... Stai la poartă și mă duc și-i leg. Ori sunt dezgate, oricum acum e foarte frică. Luăm o scurtă pauză. Bun, am revenit, i-am spus. Și am și băut un pic de suc. Uitați pe Vasile. Ăla are mai multe porecle și nume. Vasile!
Au, Coco îi zice Max, dar cel mai nume spus e Vasile. Mai bine, ai dreptate. Dar mai știu tu ce ne-a zis atunci. Că de mai neprimată? Pe drum, că m-am dus, a trecut pe fața ei. S-a băgat în boschet. De spaimă, am zis că boschet s-a oprit lângă ei doi, că mai erau, nu? Eu cu mama, am trecut de ei, și am zis că s-a și eu am urcat fuga la bloc, am crezut că o mărs roată ca să ne întâlnim la parc și pe când am pus la drum, între gratile garajelor. Îl mi-a fost că eu ce fac pus chita. Dacă ăsta mare. Ce are? Mare, mare, mare. Băi, eu mă străduc. Bine, mașină, din uite bă că eu de aici mă duc în curte. Leotron! E poeră! Aia, este prea tare, o cațona să l-am. Crezi că... Lise, în curte. Am parcat un dobitoc aici și nu pot trece de el altă. Goddammit! Goddammit! Da! Nana! Happy! Nu ai fetița! Fetița! Să nu margă la vale, că odată nu știu. Ce vreau să scurt, bun, am revenit, suntem aici. No, bine, stai! Suete copac, să vezi! Ce soi? Na, hai, mergem să-i suim un copac. Și cam atât acest episod, dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, abonați-vă și noi ne vedem pe data viitoare. Bye bye!